În cadrul ședinței Consiliului Județean a fost aprobată o hotărâre prin care se modifică valoarea indemnizațiilor de periculozitate acordate membrilor Serviciului Public Județean Salvamont Prahova, începând cu data de 1 ianuarie 2013, în funcție de specificul activității, salvamontiștii vor fi remunerați cu sume cuprinse între 45 și 65 de lei. Se propune pentru activitatea de 4 ore sau serviciul de permanență la bază de salvamont 45 de lei la regimul de 8 ore, acțiune de salvare desfășurată ziua 55 de lei pe acțiune, acțiune de salvare desfășurată noaptea 65 de lei pe acțiune. În urma acestei hotărâri, valoarea indemnizației a fost mărită doar cu 15 lei, o sumă infimă în comparație cu importanța pe care serviciul salvamont o are în județul Prahova.